Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântul Fanurie din comuna Siliștea Gumești. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat pericopa evanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii. Pericopa evanghelică pe care am ascultat-o astăzi începe cu aceste cuvinte. Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Deci, călătoria noastră în această viață este o purtare a crucii. Dacă voim să urmăm lui Hristos și să avem parte cu El în împărăția cea cerească. Nimeni nu poate decât așa să-i urmeze lui Hristos. Purtând crucea, luându-și crucea și urmând lui Hristos. Ce însemnează această luare a crucii, ne tâlcuiesc mari teologi și învățații bisericii, care ne spun că nu este o cruce materială, una din lemn, din piatră sau din fier, pe care să o luăm la spinare și să urmăm lui Hristos. Ci este vorba de crucea vieții acesteia pământești, de crucea suferințelor, a necazurilor și a greutăților vieții acesteia pământești, pentru că noi nu căutăm odihna și bunăstarea aici, pe pământ, ci, purtând greutatea crucii, a lipsurilor, a necazurilor și a greutăților vieții acesteia pământești, țintim să dobândim odihna și fericirea cea veșnică. Mănăstirea Sfântul Fanurie din Siliștea Gumești are ca ocrotitor și pe sfinții împărați Constantin și Elena.